În această dimineață, tema pe care am pregătit-o să parcurgem împreună cu toții se intitulează Urgența Mântuirii. Urgența Mântuirii. Mântuirea chiar este o urgență pentru cei care încă nu au această nădejde că sunt mântuiți. În primul rând, aș vrea să citim un verset din 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 2. Căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Amin. Acest verset, Duhul Sfânt ne spune că acum este vremea potrivită, chiar acum este vremea potrivită pentru a fi mântuit. Noi ca oameni, majoritatea dintre noi, poate nu toți, suntem recunoscători polițiștilor, suntem recunoscători pompierilor chiar, suntem recunoscători și șoferilor de ambulanță, deoarece aceștia, atunci când primesc un apel, în timpul cel mai scurt care este posibil pentru ei, vin la urgență. Ei fac lucrul acesta pentru că trebuie să ajungă la locul solicitat. Este o urgență să ajungă acolo, pentru că poate să fie o situație de viață și de moarte. Așa suntem și noi copiii Domnului, cu toții, oricum ne considerăm credincioși, chiar dacă nu suntem, poate, botezați, nu testamentar, dar cu toții suntem credincioși și așa este și cu noi. Noi suntem mereu într-o situație de viață și de moarte. Pentru că unele persoane care nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în viața lor, merg spre distrugere. Ei nu-L cunosc pe Iisus și dacă ar fi să moară, sigur s-ar îndrepta spre iad. De aceea noi credincioșii tot timpul suntem într-o situație de viață și de moarte. Putem să ajutăm multe suflete ca să fie și ele mântuite. Putem chiar să fim niște pompieri buni sau șoferi de ambulanță. Primul lucru, în primul rând, astăzi trei lucruri vreau să parcurgem împreună. Slavă Domnului! Primul lucru este că Biblia spune că astăzi este ziua mântuirii, nimănui nu este promisă ziua de mâine. Niciunde în Biblie nu o să găsim un alt cuvânt când zice să fii mântuit decât astăzi. Tot timpul se repetă cuvântul astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Vreau să citim un verset din Cartea Evrei, capitolul 3, versetul 7 și 8. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Este foarte important faptul să înțelegem cuvântul astăzi. Astăzi este ziua noastră, mâine sigur nu este a noastră. Mi-aduc aminte că tata a mai spus și el de atâtea ori la biserică întâmplarea asta care face parte din viața lui și odată un bătrân i-a spus tatălui meu că ar vrea și el să vină la biserică. Și tata i-a spus, bine, duminică o să vin să vă iau. Era un bătrân înaintat în vârstă. Da. Și chiar cu o zi, două, înainte de duminică, vineri, sâmbătă, s-a pus o poșniță mare pe drum, a fost frig, a înghețat, a nins, abundent. Și adevărul este că chiar nu se putea urca cu mașina pe strada aia, ăsta este adevărul. Dar tata i-a zis, nu-i nimica, e vremea asta rea, îmi pare rău că nu pot să vă iau, dar duminica viitoare sigur. Sigur o să vin să vă iau, sperăm să se îndrepte vremea. Dar vreau să vă spun că duminica următoare a fost prea târziu. Într-o săptămână omul acesta a decedat. Asta este, trebuie să înțelegem cu adevărat cuvântul Domnului astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui. În Scriptură, Dumnezeu ne spune de trei ori aceste cuvinte. În Evrei, capitolul 3, cu versetul 7, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui. Un alt verset, Evrei, capitolul 4, cu versetul 7, El hotărăște din nou zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și Psalmi, capitolul 95, cu versetul 7, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Poate chiar așa zice și Domnul Iisus în cer. O, de a-i asculta astăzi glasul meu, fiul meu prea iubit. Pentru că mâine nu se știe. Nici chiar fiul nu știe când este sfârșitul lumii, ci spune că numai tatăl.
De aceea și Fiul poate suspină de multe ori pentru fiecare dintre noi care încă nu am făcut acest pas de a-i asculta astăzi. Mâine nu știu ce se va întâmpla. Dacă le respingi pe Dumnezeu și dacă respingi chemarea pe care Dumnezeu sigur ți-o face în mod repetat de a veni la El și îți oferă mântuirea în dar, dacă respingi acest lucru, înseamnă că tu știi mai bine decât Dumnezeu ce este cel mai bine pentru viața ta. Dar este, cred că, cea mai mare greșeală, pentru că n-ai cum să știi mai bine decât Dumnezeu ce este cel mai bine pentru viața ta. Pentru că, în primul rând, El te-a creat. El te-a creat cu un scop. De aceea, Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru viața ta. El are viața ta scrisă pe o carte și sigur îți dorește mântuirea. Dar mai trebuie să lucrezi și tu măcar 1% să vrei acea mântuire. Un al doilea lucru, am ajuns deja la al doilea, l-am intitulat, adică l-am găsit așa, dacă amâni mult, s-ar putea ca inima să ți se împietrească. Sunt multe persoane care de multe ori zic, mai ales o bunica mea când mi-aduc aminte, Doamne, dacă se căsătorește băiatul meu al mare, mă pocăiesc. S-a căsătorit. Nimic. Doamne, dacă se căsătorește și celălalt, mă pocăiesc. S-a căsătorit. Nimic. După aia, tot așa, Doamne, Doamne, dacă. Și până la urmă, slavă Domnului, anul trecut, nu? Da, anul trecut sau anul ăsta? Anul trecut. Anul ăsta a fost cel al tine. Anul trecut, slavă Domnului, a luat decizia aceasta. Și mă bucur că o să fiu și în cer, o să fiu bunica mea și în cer, slavă Domnului. Dacă amâni mult, s-ar putea ca inima să ți se împietrească, sigur. Pentru că niciodată, poate Iisus Hristos, astăzi, îți vorbește și îți atinge inima cu atâta putere, cum poate sigur nu o să se mai întâmple vreodată. Poate astăzi vei fi cercetat așa de mult încât zici, gata, îl urmezi pe Iisus. Și poate intervine ceva și zici, mai las puțin. Și poate nu o să mai simți acea cercetare. De aceea, astăzi chiar este o zi importantă. Acum vreau să vă spun o ilustrație. Odată un șofer s-a lovit la deget. Așa cum sunt bărbații, o zgârietură mică trece, nu-i problemă. Și-a pus o cârpă, dar acea cârpă era murdară. Și-a pus pe deget, nu s-a mai dus la spital, nu și-a mai făcut nimic. S-a dus acasă. Peste 2 zile, mâna s-a umflat, degetul deja era titan, nu mai putea. A trebuit repede să meargă la doctor, că cine știe, poate se transmitea gangrena în tot corpul. Doctorul îi spune, măi omule, uite, îmi pare rău să zic, dar trebuie să-ți tăiem degetul, că altfel s-ar putea să se transmită în tot corpul și să devii istorie. Bărbat, no, Doamne, cum să-mi tai degetul, nici de cum, nu accept așa ceva. Bine, a plecat acasă. Peste o săptămână, soția îl aduce pe acest șofer din nou la doctor. Deja toată mâna îi se era afectată, îi se umflase toată, nu putea să o mai miște nimic. Doctorul din nou îi zice, măi, uite, îmi pare rău, dar chiar trebuie să stai mâna, că altfel e posibil chiar să mori, sigur, crede-mă. Prima oară nu mai luat înțeles. Bărbatul din nou, nu mă las, că mă descurc eu, se vinde. Bine. Peste încă 3 zile, din păcate, l-a adus tot salvarea la spital, dar de data asta l-a adus fără știrea lui. Pentru că deja delira, nu mai știa nimic de el, era inconștient. Și în final, soția și-a dat acceptul. Da, domn doctor, vreau să-i tăiați mâna și asta e, măcar să trăiască. Doctorul a înțeles în sfârșit acordul familiei, s-a dus să se sfătuiască cu asistenții lui, cu doctorii ceilalți, și au ajuns la concluzia că a fost prea târziu. Deja omul decedase, era prea târziu, nu mai puteau să facă nimic, acel microb s-a transmis în tot corpul și a fost final pentru el. Mântuitorul tot timpul îți bate la ușă. Mântuitorul nostru Iisus Hristos tot timpul îți bate la ușa inimii tale și îți spune, hai, deschidem astăzi, astăzi. Adevărul este că zilele au trecut în viața noastră și El le-a bătut aproape zilnic. Și noi încă nu i-am răspuns, poate unul dintre noi. Poate încă ne place să-L ținem la ușă, dar poate într-o zi Mântuitorul va pleca și îți va lăsa un mesaj prea târziu. Și atunci, nu știu ce să spun, dar va fi chiar prea târziu. Vreau să vă spun ceva și să țineți minte foarte bine. Iisus Hristos
are puterea de a ierta păcatele. Dar are puterea de a ierta păcatele doar aici pe pământ. După ce mori, după ce ai plecat din lumea aceasta, Domnul Iisus, la Domnul Iisus nu mai există iertare, ci există doar o așteptare a judecății. De aceea și omul cât trăiește pe pământ trebuie să se împace cu Dumnezeu. Pentru că aici poate fi iertat pentru toate păcatele pe care le-a făcut. Dar v-am spus, cum e, după ce ai murit, nu mai există iertare, ci există doar o așteptare a judecății. Dacă azi inima ta te îndeamnă să te împaci cu Mântuitorul, spun un secret pe care o să-l știm cu toții. Nu amna. Vreau să vă mai spun ceva, tot așa o mică întâmplare care este foarte relevantă. Odată era un om pe patul de spital și aproape era să moară. Iisus Hristos este ca o ilustrație așa, să ne imaginăm. Iisus Hristos a venit cu medicamentul potrivit, singurul medicament care putea să-i mai dea viață, altfel acel om murea. Iisus Hristos a pus medicamentul pe lingură și a îndreptat această linguriță către buzele bolnavului. Acum, bolnavul are puterea de a accepta, să facă un mic efort, ori să deschidă buzele și să primească medicamentul și să trăiască veșnic, ori să țină încleștate buzele și să nu vrea. Ce este interesant la Dumnezeu este harul său. Așa și mântuirea este primită prin har. Acest har al Domnului este incredibil de bun, pentru că Dumnezeu face 99% din lucrare. Vine la tine, te cheamă de atâtea ori, cum poate el mai bine, dar știți, partea întreagă e 100%. Dumnezeu face 99%, dar mai așteaptă 1% care este lăsat în puterea omului. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l mai dezbatem împreună este întrebarea, cum răspund oamenii la urgența chemării la Dumnezeu? În primul rând, oamenii răspund prin amânare. Deci oamenii amână cum, nu știu cum, ori le e frică, ori nu vor, pur și simplu amână. Nu astăzi, Doamne, lasă, mai încolo, mai puțin, să mai trăiesc eu puțin viața asta. Este un lucru foarte greșit. Un alt lucru cum răspund oamenii la urgența chemării lui Dumnezeu este necredința. Mulți nu prea cred că există Dumnezeu. Alții au scris și cărți, știți cu toții, și teorii despre acest lucru. Dar odată un păstor s-a întâlnit cu un ateu. Ateul îl cunoștea, că e din orașul lui păstor, și ateul se lea repede tare. Băi, pastore, l-ai văzut pe Dumnezeu? Păstorul, cum sunt păstori, adică toți credincioșii sincer. Măi, omule, nu l-am văzut sincer, n-am ce să spun. Asta era, deja îi creștea inima ateului. Ateul din nou, pastore, să mai pun o întrebare. I-ai simțit mirosul lui Dumnezeu? Ai văzut cum miroase? Păstorul iară sincer. Măi, nu i-am simțit, nu pot să-ți zic chestia asta, nu? Bun. Păstorul lasă câteva momente să se liniștească și după aia îi spune: măi, ateule, dar cred că știți poate unde întâmplarea. Măi, ateule, tu ți-ai văzut creierul vreodată? Asta, păi, nu l-am văzut, nu. Dar l-ai mirosit vreodată? Sincer, nu l-am mirosit, nu știu. Păi înseamnă că nu există. Așa sunt și cu necredincioșii. Ei, cum era și Toma, chiar și Apostolul Domnului Iisus Hristos nu a crezut până n-a văzut. Un alt lucru cum răspund oamenii la chemarea urgentă a lui Dumnezeu este nerecunoștința față de ce a făcut Iisus Hristos. Mulți sunt nerecunoscători pentru ce a făcut Iisus Hristos, dar Domnul nostru Iisus Hristos a murit pe cruce, s-a lăsat bajocorit de toți oamenii, s-a lăsat lovit, s-a lăsat scuipat, s-a lăsat total, nu l-a mai interesat pe el și totul numai pentru noi. El a vrut să aibă cea mai mare suferință pe care a avut-o cineva, numai ca noi să fim mântuiți. Am găsit niște maxime despre nerecunoștință și spune așa: nerecunoștința este fiica orgoliului. Nu există diferență mai mare între oameni ca aceea dintre oamenii recunoscători și cei nerecunoscători. De multe ori poate și noi suntem nerecunoscători față de ce a făcut Iisus. Ne plângem atât de mult că ni s-au întâmplat multe și ce am avut noi, n-a avut nimeni. Dar de fapt Iisus Hristos toate greutățile și toate păcatele noastre le-a purtat pe cruce și
Dacă tu l-accesi pe el ca Domn și Mântuitor și vrei să primești mântuirea, el este bun și drept să ne-o dea. Un alt lucru cum răspund oamenii la chemarea urgentă a lui Dumnezeu este indiferența. Mulți sunt indiferenți, nu-i interesează ce iar, ce rai, asta e, să-mi trăiesc viața aici și după aia o să vedem ce facem. Un mare înțelept al omenirii noastre spune așa: opusul dragostei nu este ura, ci indiferența. Poate de multe ori noi nu căurăm, dar tratăm cu indiferență faptul că Iisus Hristos și-a dat viața și tratăm cu indiferență faptul că putem să trăim veșnic. Un alt lucru, bat jocura. Așa îi răspund de multe ori oamenii lui Dumnezeu prin bajocură. De multe ori mulți cum ar veni, le iau la mișto, chiar dacă nu se poate acest lucru pe Dumnezeu, dar ei cred că pot să facă faza asta. Mai ales cu vinul. Câți nu zic, ia uite Domnule, iau cina Domnului și bag acolo la litri de vin și tot. Sau pur și simplu îl bajocuresc pe Dumnezeu. Nu cred în el și îi împroșcă numai cu prostii. Un alt lucru, cum îi răspund oamenii lui Dumnezeu la chemarea pe care el o face, este într-un mod sentimental. Fac botezul fără o inimă schimbată. Și un ultim lucru, cum îi răspund oamenii lui Dumnezeu la chemarea acestuia, cel mai important, unii îi răspund cu pocăință. Și cred că majoritatea de aici care suntem și am răspuns lui Dumnezeu, i-am răspuns cu pocăință. Alții poate nu i-au răspuns încă, sper să nu fie prea târziu, totuși sper. Chiar dacă pot să spui că l-am urmat pe David în păcat, așa se apără mulți, mulți am citit odată că un criminal vrea să se pocăiască și s-a dus la păstor și a spus, frate, uitați, vreau să mă pocăiesc. Păstorul era, cred că așa mai tradiționalist, i-a zis, păi tu ești criminal, n-am cum să te pocăiesc. Repede acest criminal a spus, da, domnule păstor, dar să știți că și David a fost criminal, și el. Și domnul păstor i-a spus, urmează-l pe David și în pocăință, cum l-ai urmat și în păcat. Slavă Domnului Dumnezeu să ne ajute să fim niște pocăiți autentici. Mai vreau să citesc două versete, unde în primul verset, acesta este, slavă Domnului, în Iacov, capitolul 5, cu versetul 20, spune: să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Deci, tu ca om, ca și copil al lui Dumnezeu, dacă ajuți pe cineva să se întoarcă la Dumnezeu, să primească mântuirea, vei primi și tu, adică vei avea un beneficiu în viața lui. Chiar este un lucru foarte frumos. Și încă un verset. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Acesta este în cartea 2 Petru, capitolul 3 cu 9. Versetul acesta îmi place foarte mult. Mulți dintre noi poate spunem, ce sfârșitul lumii, nu vedeți că Dumnezeu întârzie, ce să mai vină? Dar chiar așa spune în 2 Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci Domnul nostru, care este foarte bun, este cel mai bun exemplu de bunătate, are o îndelungă răbdare pentru toți. Dar putem să fim niște pompieri de serviciu al lui Dumnezeu. Urgența noastră este de a salva cât mai multe persoane de la flăcările iadului. Cu siguranță nu să fim capitani de pompieri, dar fiecare dintre noi putem să fim un pompier pentru Iisus Hristos. Putem să salvăm multe suflete de la iad. Și eu de atâtea ori mă simțeam bine când chemam pe cineva la biserică și vedeam că se bucură, se simte bine. Nu știu, parcă așa o împlinire sufletească cum nimeni nu poate să-ți explice. Chiar mă simțeam pompier în acele momente. Cum să închei? Înțelegi tu urgența? Mulți dintre noi nu înțelegem, poate și după ce o să plecăm astăzi de aici. Mi-au mai zis de multe ori că astăzi e ultima mea zi când poate pot să mă împac cu Domnul.
Dar sunt sigur că nu toți înțeleg că astăzi este urgența. Acum aș vrea să închei prin unele lucruri pe care vreau să le spun așa, cu toată inima, care eu citesc Sămânța Bună. Sămânța Bună este o cărticică unde în fiecare zi este câte un verset și o întâmplare sau ceva ce se povestește. Nu știu cum s-a făcut ieri, chiar în ziua de 5 octombrie a fost, nu? Da. Ieri chiar în ziua aceea era despre mântuire. Eu habar n-aveam că mesaj, știam mesajul va fi așa, dar habar n-aveam. Și mi-a plăcut acolo ce am găsit și vreau să împărtășesc împreună cu dumneavoastră. Vreau să știți un lucru foarte sigur. În chemările repetate pe care Dumnezeu le face fiecărui om, să știți că sunt amintite și judecățile sale pentru cei care nu îl primesc pe Iisus Hristos. Dumnezeu când te cheamă de atâtea ori, sigur îți spune și judecățile pe care poți să le primești dacă nu îl accesi pe Iisus Hristos. Această vreme în care trăim, suntem cu toții de acord că este caracterizată de o indiferență maximă față de viața veșnică. Pe toți pe care intră pe stradă nu interesează de viața veșnică. Interesează de azi, de mâine, de poi mâine, cum se simt. Nu interesează altceva. În vara anului 2002, în Cehia, au avut loc niște inundații cum n-au mai fost în ultimii 500 de ani. Oamenii din multe orașe au trebuit și sate au trebuit să plece din locul acelea, totul a fost devastat. Au fost între 60 și 120 de litri pe metru pătrat de apă. Și oamenii au plecat cu ce au prins în spate, cu o pătură sau cu ce au mai prins în mână. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu permite astfel de calamități sau dezastre monumentale în lume ca semn prevestitor al judecății care îi va lovi pe toți pe aceia care refuză pocăința. Aceste lucruri care se întâmplă în ziua de astăzi, mai ales în România, ați văzut și în Vrancea, se întâmplă cu tremure în continuu. Aceste lucruri care se întâmplă cu tremure, calamități de toate, să știți că sunt un semn prevestitor al lui Dumnezeu pentru toți aceia care resping chemarea pe care El le-o face. Un lucru foarte bun ar fi ca noi toți să nu disprețuim avertizările lui Dumnezeu. Astăzi, încă mântuirea lui Dumnezeu se mai poate primi prin credința în Fiul Său. Astăzi mai poți fi mântuit simplu, să crezi în Fiul Său. Nu refuza. Mâine poate va fi prea târziu. Aș vrea să termin totul cu această întrebare. Înțelegi tu urgența, cu adevărat?